Numele meu e Mircea Mihăieș. Vă mulțumesc pentru prezența noastră la o întâlnire care va fi foarte, foarte fructuoasă din punctul de vedere al ideilor. Avem marea plăcere și onoare de a-l avea astăzi invitat pe domnul academician Mircea Martin. Tatăl și mama, i-am spus-o la un moment dat, al studiilor de teorie literară și de literatură comparată din România. Personaj cu merite extraordinare în domeniul cultural, de la cele privind editarea de carte până la conducerea unor reviste de mare prestigiu, atât culturale cât și științifice, academice. E o personalitate marcantă a culturii din România, membru al Academiei Române. Eu am vreo două pagini aici cu doar cu titlurile, distincțiile, ordinele, medaliile dumneavoastră. Le veți găsi foarte ușor pe internet. Ele marchează o carieră cu adevărat minunată. Domnul Martin e pentru mine și pentru câțiva dintre prietenii mei un om important, nu doar în biografia noastră, să zicem, intelectuală, atâta cât este, dar și în biografia ca atare, pentru că a fost la momentul potrivit și la locul potrivit pentru a ne sălta puțin din anonimatul firesc vârstei și epocii pe care am străbătut-o. Cărțile domniei sale sunt repere pentru evoluția unei întregi culturi. Chiar de la debut a avut inspirația să urmărească ceea ce avea să devină generația 60, cu marii ei scriitori, astăzi între piloni ai culturii noastre. Și volumul Generație și Creație e fel de piatră de temelie critică a ceea ce ulterior a fost confirmat de către creația acelor tineri pe atunci autori, de la Ana Blandiana și toți ceilalți pe care știți, generația lui Nikita, să-i spunem. Pe mine personal, ceea ce m-a atras întotdeauna la scrisul domnului academician Mircea Martin, și asta am și scris-o în repetate rânduri, este o anumită eleganță a stilului. Scrie foarte frumos, scrie cu o pasiune care inițial tindea spre obiectivitate, mai înspre noi tinde să meargă spre zonele subiectivității, fără ca adică persoana domniei sale prezentă în text, fără ca prin asta să avem și o subiectivitate a judecății. Domnul Martin a lansat o sintagmă care cred eu, pentru care ar trebui să-l invidiem, și anume dicțiunea ideilor, care e și o autocaracterizare, pentru că spune ceva despre stilul domniei sale, în care lucrurile sunt articulate clar. Deci ideile tulburi nu au trecere în discursul domnului Martin. Ele nu fac parte din comerțul său intelectual, sunt pur și simplu excluse. Trebuie să și unii dintre prietenii mei am luat-o chiar ad literam și cred că ne-am asumat-o în măsura în care am reușit să mergem spre acest stil de a scrie foarte limpede, poate tranșant uneori, unii spun că prea tranșant, și pentru a ajunge la rădăcina lucrurilor sau la adevărul lucrurilor în aparență ascunse. N-am să trec acum prin revistă, deși mi-ar face mare plăcere, dar poate pe parcursul discuției care va urma o să mai spun câteva cuvinte despre cum văd eu în momentul de față creația domnului Martin, volumul deja menționat până la Critică și profunzime, dedicată
criticii literare franceze, de la Saint-Beuve până la Jean-Pierre Richard, la identificări care cred eu că marchează un moment în care cariera de comparatist chiar a ajuns la un nivel excepțional, până la o carte. I-am și reproșat domnului Martin că nu a continuat-o, George Călinescu și Complexele culturii române, care e cu adevărat un exemplu de superior amestec de teoria literaturii, de psihologie a culturii. E un loc de întâlnire a multor domenii care în momentul de față, iată, după 40 de ani, încep să facă vogă și în alte părți ale lumii. Pentru că una din vocațiile domnului Mircea Martin, pe lângă aceea de constructor, întemeitor, mentor pentru foarte multe generații de studenți și de doctoranți, este și aceea de a disemina idei. Lucru pe care l-a făcut atât prin editurile pe care le-a condus, de la Univers, faimoasa editură. De 10 ani, timp de 10 ani au apărut cele mai importante, cred, traduceri din literatura universală, până la Paralela 45, Art, unde de asemenea a inaugurat colecții care aici la noi în universitate și în toate universitățile alcătuiesc baza bibliografiei obligatorii. Aș avea chiar foarte multe lucruri de spus, dar simt că deja m-am avântat și încep să fiu analitic. Dar cred că e momentul să îl rog pe domnul Mircea Martin să preia această grea sarcină pe care o ai de a vorbi unor oameni care se pricep și ei la literatură și la cultură. Domnule Martin, vreau să vă spun că de multe vreme voiam să vă aducem aici. Doamna Flavia Barna e martoră. Noi avem aici un proiect care se numește la UVT Cultura este capitală, care inițial a acoperit doar aceste conferințe în care voiam să aducem scriitori, oameni de cultură, oameni de știință în carne și oase, pentru că în școli se pare că deja s-a înstăpânit ideea că toți scriitorii sunt morți, pentru că îi văd doar în manuale și e bine să ne mai vedem și în vietatea noastră. Șirul acesta de conferințe l-am inaugurat acum vreo 5 sau 6 ani, doamna Barna trebuie să știe, la inițiativa conducerii universității, domnul rector Marlen Pirta, care e plecat în puțin mai departe, ar fi fost aici, să știți, în primul rând, domnul Mădălin Bunoiu, doamna Flavia Barna, doamna profesoară Miruna Năchescu, doamna directoare Lavinia Țiplea, suntem ca o echipă de fotbal care câștigă și nu o schimbăm. Când o să începem să ne dăm afară unii pe alții, va fi momentul adevăratului triumf. Dar până atunci suntem, muncim și trudim pentru cultura. Avem norocul tocmai pentru că se fac lucruri spectaculoase aici, ca aceste proiecte să fie integrate în proiecte mai mari ale municipalității, ale județului și uneori chiar ale țării. Am să îi menționez pe cei care în mod constant au susținut aceste programe. Deci, în primul rând, programul mare, Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii, oameni, teritoriu, stație de reflecție, care e finanțat de municipiul Timișoara prin centru de proiecte, suntem cofinanțați de Consiliul Județean, iar partenerul nostru este CTP și le mulțumim tuturor acestora că au făcut posibilă prezența noastră a tuturor aici. Domnule Mircea Martin, ne-ați promis că ne vorbiți despre cultură și ideologie
Și eu un ard de nerăbdare să aflu cum vedeți dumneavoastră aceste două sintagme foarte generoase și periculoase, a spune, fiecare dintre ele. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu! Vă asigur că scad tot ce trebuie scăzut din prezentarea elogioasă a prietenului și colegului meu, Mircea Mihăieș. Fără să vreau să întorc complimentele sale, vreau să spun că sunt deosebit de emoționat să vorbesc în fața unor colegi pentru care nu am numai o veche prețuire și simpatie, dar care au făcut școală, o școală a cărei iradiere bate nu numai până la București, dar și dincolo. Sunt realizări în fața cărora mă plec nu numai cu atenție, dar și cu foarte mult respect. Tema este ideologie și cultură. Evident că nu o să mă apuc acum să definesc cei doi termeni, ci poate cel mult relația între ele, între ei, care e o relație cu adevărat periculoasă. Din cauza riscurilor de interferențe. Dar mă întreb ce aș putea spune în limite date despre cultură, afară de o definiție sumară, implicită aproape, definiție pe care au dat-o alții cu multe înaintea mea și care se rezumă până la urmă la tot ce înseamnă în germană și în tradiția germană cuvântul Bildung. Adică tradiție, cultivare, creștere, formare, educare, educație. Și poate cuvântul cel mai potrivit ar fi acela de grijă și de îngrijire. Nu lipsă de atenție, nu indiferență, delicatețe, nu brutalitate și încă o dată tradiție, respect pentru tradiție. Termenul de ideologie este un termen mult mai recent. El datează ca atare de la începutul secolului al XIX-lea. Primul care îl folosește este un francez, e în continuarea tradiției luministe franceze, Destu de Tracy, care între 1800 și 1815 publică mai multe volume intitulate Elements d'idéologie. Tot secolul XVIII, nu numai francez, abundă de altfel în astfel de încercări, care sunt o prelungire, de fapt, a filozofiei iluministe. Și doamna de Stael, perfect contemporană, face ideologie în cele două mari lucrări ale sale. Această direcție a fost susținută inițial de Napoleon, care spre a-i cumva răsplăti pe acești ideologi,
a fondat ceea ce se va chema Academie de Sciences Morale Politique. După care s-a dezis de ei, pentru că ei înșiși s-au dezis de el atunci când el a început să devină foarte autoritar, spre a nu zice mai mult. Dar nu voi face istoria acestui termen. Voi porni de la un text al lui Vianu, Tudor Vianu, din 1941, care disociază între ideologie și cultură. Distincția mi se pare importantă, revelatoare. Și de fapt de aici am pornit eu însumi în a propune această temă, pentru că riscul este să confundăm lucrurile la presiunea a ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Ideologia este evident partea culturii, așa cum și alte direcții de gândire, teritorii disciplinare sunt partea culturii, dar diferența între ideologie și cultură este importantă și nu trebuie să o pierdem din vedere. Vianu spune așa: spiritul teoretic, contemplativ, deliberativ, echilibrat al filozofului se deosebește de acela al ideologului, care aduce chiar în întreprinderile cunoașterii spiritul prompt al deciziei. Deci ideologii extrag din sistemele filozofice consecințele lor practice, le prelungesc în direcții mai degrabă politice decât teoretice. Ideologul depășește ezitările, scrupulele gândirii filozofice, care amână deciziile, întârzie soluțiile. Ideologul traduce în practică ideile și teoriile, zice Vianu, cu un spirit de simplificare și cu o ușurință de a se hotărâ, care sunt mai degrabă ale faptei decât ale cugetării. Vianu admite totuși că, citesc din nou, în cea mai abstractă dintre construcțiile filozofice, mijește putința unei acțiuni. Rețineți această foarte fină observație. Mijește putința unei acțiuni, o normă a faptei. Dar nu vede aici un argument în favoarea ideologilor. Căci, tot el spune, una este a accepta condiția activă a omului și altceva este a-i se conforma cu o grabă și o favoare echivalând cu abandonarea misiunii critice a inteligenței. Mai spune ceva Tudor Vianu în 1941, repet, subliniind rolul filozofiei în raport cu ideologia. Filozofia, prin cumpănire îndelungă, prin obiectivitate și prin relativă dezinteresare practică, introduce chiar în regimul voinței elementul de răspundere și de ponderație, în lipsa căruia fapta însăși devine simplă impulsiune și brutalitate. Preiau distincțiile lui Vianu și le extind asupra raportului
culturii în ansamblul ei cu ideologia ca parte integrată în cultură, ca o componentă a culturii, alături de filozofie, de antropologie, de politologie, de științele tari, evident. Cred, în ce mă privește, și evident nu sunt singur, într-un concept lărgit de cultură, care nu se reduce la științele omului, ci le include și pe acelea ale materiei și ale vieții. Iar dincolo de științele zise ale vieții, precum biologia, zoologia, medicina, etologia și așa mai departe, mi se pare extrem de important să nu pierdem din vedere ceea ce numesc, probabil că nu sunt primul, o cultură a vieții. A vieții de fiecare zi și care constă, așa cum o înțeleg eu, în apropierea reflexivă a elementelor de civilizație, pe de o parte, și a grijii pentru celălalt, pentru ceilalți, pe de altă parte. Această versiune largă a culturii ar trebui să se refere și la obiceiuri, la forme de viață, la port, la comportament, la credință, la cultură de masă și așa mai departe. Deci rezerva, rezistența de a integra în conceptul de cultură aceste forme de viață este, după părerea mea, un rezultat al unui fel de estetism rezidual care include și presupune elitismul. Cultura poate fi și trebuie căutată pretutindeni, dar nu totul este cultură. Asta este deviza actuală. Everything is culture. Nu cred că totul este cultură și de altfel îmi permit să vă trimit la un număr din Euresis, care l-am și dirijat acum câțiva ani și care purta chiar acest titlu. Is really culture everywhere? Nu cred că este peste tot sau că totul este cultură. În sfârșit, aici e o problemă de opțiune finalmente a fiecare. Prin urmare, concepută în acest fel, cultura implică un orizont larg, implică dorință, pasiune de cercetare și cunoaștere liberă, nesubordonată ideologic, politic sau religios. În acest sens, dezinteresată. A acorda preeminență ideologiei sau politicii înseamnă a altera cultura. Cum am spus, ideologia este o parte, componentă a culturii, dar nu centrală și nu supraordonată, cum ni se prezintă a fi astăzi. Desigur, cunosc teoriile referitoare la realul sau pretinsul dezinteres, în ghilimele, de la Kant la Lenin, cu materialismul lui
vulgare. Și de la purismul estetic sau științist la concepția complexă, nuanțată a unui Pierre Bourdieu. Sunt însă departe de a împărtăși, evident, teza celor două culturi a lui Lenin, perpetuată în realismul socialist și în culturile mai mult sau mai puțin sovietizate din estul Europei. Și, mă rog, mai departe. Nu împărtășesc nici reprezentarea relativ recentă din 1993 a unui teoretician, un ideolog, de fapt, original și sagace precum Edward Said. O reprezentare agonală. Pentru el, cultura este un câmp de bătălie, a battleground. Sau, mai departe, a theater where versions political and various political and ideological causes engage one another. Nu mi se pare că aici se definește cultura, ci tot ideologia și politica. Ce ar mai rămâne din cultură dacă asta ar fi? Cultura, un câmp de bătălie. Sau ce rămâne din ideologie dacă înțelegem prin câmp de bătălie cultura? De ce să imaginăm cultura ca subordonată integral politicii, adică finalmente unei lupte pentru putere? Să fie oare cultura în ansamblul ei, istoric, geografic, un conglomerat de relații de putere? N-ar putea fi cultura, îmi cer scuze pentru ipoteza aceasta în fața unor oameni foarte tineri și probabil angajați, n-ar putea, zic, fi cultura acel locus amenus, spațiu în care conflictele ideologice, politice se temperează, se conciliază, se sublimează, nu se acutizează. Un spațiu al toleranței și al înțelegerii, nu al arătării caninilor. O asemenea înțelegere a culturii este fără îndoială tradițională, depășită, arierată, nostalgică. O asum și o înscriu ca atare într-o dezbatere pe care o consider necesară, cu toate că dominația ideologică și politică de astăzi, masivă, fermă, compactă, monolitică aproape, pare să o descurajeze înainte de a începe. Ideologia însă și-a fost definită și răsdefinită de la Marx și Engels, la Gramsci, la Althusser, la Friedrich Jameson, în fel și chip, cum am spus, dar o astfel de expunere, sigur că dacă ar fi minim analitică, ne-ar ocupa spațiul și timpul întâlnirii noastre. Rămân la relația între cultură și ideologie, mai precis la instaurarea de câteva bune decenii a ideologiei într-o poziție hegemonică și aproape dictatorială în câmpul culturii, chiar în câmpul culturii. Și aici nu pot să nu fac un foarte mic excurs istoric. În anii de după al doilea război mondial, după Holocaust și după Gulag,
care au fost, cum știm, conștientizate mult mai târziu de altfel, a existat un interval în care, atât în Statele Unite cât și în Europa, lumea a fost ocupată cu reconstrucția, cu revenirea la normalitate. Interval în care ideologiile au părut că slăbesc și se istovesc. A venit însă anul 1968 cu mișcările tinerilor din Berlin, din Zürich, din America și cu importantele schimbări pe care le-au produs în ordinea social-politică, în cultură și chiar în mentalități. S-a constituit nu așa numită gândire 68, care s-a instaurat atunci, s-a constituit atunci și care a rămas încă prezentă cu speranțele pe care le implica, dar și cu dezamăgirile implicate și ele. A survenit apoi prăbușirea comunismului în estul Europei. Aici aș cere permisiunea să deschid o paranteză istorică și melancolică în același timp. Mă gândesc la faptul că experiența directă de 4 decenii a Estului European, care a trecut prin ambele orori, fascism și comunism în grade diferite, desigur, n-a fost luată în seamă, a fost ignorată de Occident, ca și cum n-ar fi avut loc. Am fost, de fapt, și suntem în continuare, cobaii inutile a istoriei europene și mondiale. Ideologiile care n-au dispărut, cum s-a crezut o clipă, au luat un nou avânt în Statele Unite și în Europa Occidentală, au mobilizat campusurile universitare, au cucerit mințile intelectualilor de stânga în primul rând, dar și de dreapta. Dacă avem timp, putem vorbi și despre influența asupra dreptei. Gânditorii post-structuraliști au susținut și au fortificat aceste mișcări post-68-iste, dar aici iarăși nu trebuie să pierdem din vedere cronologia și să nu uităm că chiar în plin structuralism, adică în anii 60, a existat la Paris cel puțin un grup, dar foarte puternic, grupul din jurul revistei Tel Quel, care au manifestat nu numai simpatii, dar chiar și adeziuni față de Revoluția Culturală din China. Pe fundalul unei revolte împotriva establishmentului, împotriva mentalității burgheze, împotriva bunului simț burghez, aici Roland Barthes, sigur că trebuie pomenit. Acum, în ce constă de fapt ideologia, dincolo de ce am spus până acum? Încerc să simplific la rândul meu lucrurile. Deci, văd ideologia ca pe o filozofie mai ușoară, fără aert, așa.
mai simplă, rezumativă, mai concretă și mai populară. Cu riscul de a fi acuzat de elitism, aș spune o vulgata filozofică. Evident, esențial rămâne faptul că vizează întotdeauna o practică social-politică. Nu e obligatoriu ca orice ideologie să fie legată sau derivată dintr-o filozofie anume. Dar militantismul ei rămâne esențial. Militantism care se transformă în activism și nu odată în extremism. Evident, fascismul, comunismul sunt ideologii și caracteristic ideologiilor este faptul că au aproape întotdeauna o variantă extremistă. Naționalismul este și el o ideologie cu varianta extremistă, șovinismul, xenofobia, antisemitismul. Eugenismul este o ideologie extremistă, dar există și o ideologie estetică. Estetismul fiind extremismul ideologiei estetice. Aș merge un pic mai departe și aș lansa această ipoteză că, până la urmă, fiecare disciplină umanistă are o ideologie aferentă. Așa am putea vorbi despre sociologism legat de sociologie, de antropologism derivat din antropologie, de psihologism și așa mai departe. Ce sunt sociologismul, psihologismul? Sunt niște reducții cu pretenția de a se extinde și asupra altor domenii. Mă întorc la maestrii poststructuraliști. Bazele filozofice ale ideologiilor contemporane au fost, evident, sau sunt puse de marxism și post-marxism. Aici, post înseamnă continuitate, posteritate, nu ruptură. Deci, de materialismul istoric, dar și de concepția economică a lui Marx, la care s-a adăugat contribuția majoră, originală, deschizătoare de noi piste de gândire a gânditorilor poststructuraliști. Aici, poststructuralist înseamnă discontinuitate de structuralism, firește. Evident, mă gândesc la Foucault, la Derrida, la Bourdieu, la French Theory în general și, mă rog, sunt alții mai puțin importanți. Cum se întâmplă în istoria ideilor, ideile acestor importanți gânditori au fost cu timpul simplificate, adoptate de avalma, fără distincțiile și nuanțele prezentate în gândirea lor. Ideologia sau ideologiile de astăzi radicalizează ideile lui Foucault, lui
burdelul Derrida, ceea ce la predecesori era o gândire originală, inauguratoare, ipotetică, exploratorie, la activiștii actuali devine o aplicare dogmatică, îngustă, sistematică, fără nuanțe. Deci, ideile predecesorilor au fost transformate în ceea ce numim astăzi doxă. Doxa, așa zis, progresistă, activistă de astăzi, care a preluat în mare și a absolutizat ceea ce la înaintaș a fost, cum am spus, explorare, ipoteză și nu concluzie. Gândirea inițială s-a transformat și a deviat, de fapt, în ideologie, activism și, cum am spus, uneori chiar în extremism. Astfel ne sunt livrate elemente, fragmente, rudimente din doctrinele poststructuraliștilor, împachetate în comentarii simplificatoare, radicalizante. Această ideologie endoxală mobilizează, dacă vreți, energia mea polemică, atâta cât este, evident. De pe poziții, evident, care nu pot fi în situația dată, decât tradiționale. Putem să considerăm că termenul însuși este eufemistic. Deci, problema care mă supără și mă contrariază este această ideologizare forțată, politizare forțată a culturii. Astfel încât asistăm la momente în care morala, gândirea însăși, epistemologia însăși, se ideologizează. Deci, lucru grav acesta este. Epistemologia, pe de o parte, adică cunoașterea, să zicem, și literatura și arta în ansamblul lor, devin ideologie și politică. Lozinca cunoscută este, evident, politics is everywhere. Totul e politică, everything is politics. Iertați-mă, nu cred. Insistența, tenacitatea, convingerea netulburată de nicio îndoială cu care ideologia se exprimă, se exhibă
cu fiecare prilej și în orice împrejurare, o transformă, de facto, într-un fel de prescriptivism opac la realități, într-un dogmatism coriace, mascat de o dezinvoltură relativistă. Ce mai face ideologia? Judecă trecutul din perspectiva prezentului. Evident, nicio apreciere a trecutului nu poate evita poziționarea în prezent a interpretului. Însă, una este această dependență nevoită și altceva este înarmarea ideologică, mobilizarea țintită împotriva a ceea ce în trecut era și funcționa ca atare în contextul dat și determinat de factori specifici pentru epoca respectivă. Actualizarea forțată condamnă figuri și fapte din trecut pe baza unor criterii la care s-a ajuns abia în prezent. Deci, ideologia falsifică trecutul prin această perspectivă. Numesc această eroare alocronism. Împrumut termenul din antropologie, unde alocronismul presupune tocmai a adopta, să zicem, în fața unor societăți etnografice, perspectiva societății prezente, să zicem, late capitaliste. Sigur că nu vorbim de societăți etnografice, dar vorbim de un trecut, totuși, care avea alte coduri, alte repere decât le avem noi în prezent. Ce mai face ideologia actuală? Respinge violent, agresiv, tradițiile. Urmărește smulgerea, ruperea, desrădăcinarea, discontinuitatea. Propune renunțarea la traducere, califică întotdeauna trecutul în chip negativ, vechiul în genere. Bine, aici e o tradiție veche, iluministă, de atunci a început calificarea negativă a vechiului, dar ce se întâmplă acum este o exagerare și o generalizare abuzivă. Miza politică este inculcată peste tot cu o pasiune, a zice, aproape polițistă. Am fost tulburat să descoper în mai multe scrieri ale ideologilor și chiar ale unor colegi de-ai mei mai tineri, chiar studenți, fost doctoranți de altfel,
pe care nu i-am descurajat, pentru că, în mod normal, trebuie să îi deschid tuturor drumul spre descoperirea de sine. Deci, dar totuși, cum spun, am fost șocat să văd că termenul patrimonial a devenit un termen peorativ. Ați spus cumva patrimonial? Ați decăzut în condiția intelectuală. Aici apar taburile pe care ideologiile le impun. Nu pot să fiu de acord cu această tabuizare. Preocuparea pentru patrimoniu, deci grija pentru păstrarea lui, riscă tot mai mult să fie calificată ca un gest reacționar. În condițiile în care există în lume locuri, zone, pline de relicve extrem de prețioase, care riscă să dispară, edificii în jurul cărora s-au edificat, folosesc, nu e o simplă repetare, credințe, solidarități umane. În condițiile în care aceste bunuri culturale se deteriorează, când urme ale conștiinței individuale și colective se șterg sub presiunea timpului, noi, adică ei, resping acest interes, această preocupare. Ceea ce mi se pare inacceptabil și în măsură, cuvântul, aproape cinic. Susținătorii acestei abordări, acestui curent, să zicem, se plictisesc repede. Ideea unei întoarceri în trecut, posibilitatea unei recuperări, îi indispună, îi indignează, îi revoltă. Comunități mici, marginale, care n-au intrat încă în conștiința lumii, care sunt încă departe de a se lumifica, traduc în acest fel termenul de worldling, și nu din vina lor. Sunt menite în reprezentarea acestor comisare ai progresului să dispară în tăcere, pentru ca lumea despovărată de asemenea lesturi jalnice să meargă mai repede și mai departe. Spre ce? Spre unde? Și în același timp, aceiași propagatori, nu le spun propagandiști, vorbesc despre egalitatea în drepturi, despre dispariția centrelor, a centrelor. Sunt oare acești fervenți ai progresului și ai rupturilor revoluționare de acord să depășim și problema memoriei Holocaustului?
sau aceea a gulagului. Cred că acest tip de progresism ne aduce într-o situație de regresiune ideologică. Asta să însemne oare ideologie? Ne întoarcem. Pentru mine lucrurile sunt relativ clare, dată fiind vârsta mea și experiența mea, ne întoarcem la ceea ce se numea în anii 60 sociologismul vulgar, la teroarea ideologică din acei ani. Acesta este progresul cu adevărat? Mie mi se pare că avem de-a face mai degrabă cu o democrație abuzată. Nu îmi prezentați aceste revendicări ca pe niște noutăți. Am trecut prin asta. Le-am trăit. Sunt deja vu. Vu, nu vu. Mă siderează fervoarea cu care mulți tineri și chiar mai puțin tineri, unii chiar trecuți prin comunismul real, adoptă aceste ideologii de ultimă oră, dar de veche și bine cunoscută, pentru unii măcar, esență. Se ideologizează, se politizează convinși că în acest fel se fortifică intelectual. Declară că detestă colectivismul comunist, dar aderă și caută adeziuni. Vor să simtă cotul, cum se zicea pe vremuri, între tovarăși. Au satisfacția frontului comun. Aviditatea înfruntării dușmanului. Care e dușman? În sfârșit, voiam să vă mai vorbesc și despre inadecvarea acestei perspective când e vorba de literatură, dar nu vreau să depășesc niște limite pe care mi le-a indicat moderatorul nostru, așa că le voi îndepărta. Vreau totuși să să mă opresc asupra unor poziții ale unor autori care au fost la originea acestor tendințe de astăzi, dar care de la început și mai ales spre sfârșitul carierei lor s-au disociat de excese, de prelungiri inoportune, inadecvate.
Iată ce citesc în Préparation du roman al lui Roland Barthes. Apropo de ideea de expirare, de desuetudine, zice el, în lumea de azi, orice metodă de încetinire este un lucru progresist. Pagina 51, dacă vreți să... din versiunea românească a cărții. Tot el vorbește despre un optimism fără progresism. Totuși nu vreau să renunț la ceea ce consider a fi deosebirea esențială între cultură și ideologie. E o deosebire de profunzime, dincolo de ce v-am spus eu până acum. Ideologia convertește cunoașterea, adică informațiile, impresiile, comparațiile, în poziții de putere, iar cultura în judecăți de valoare. De aici ideea dezinteresului în literatură, în artă, în filozofie, în știință. Dezinteres înțeles ca dezinteres politico-ideologic. Și tot de aici contestarea acestui dezinteres de către ideologi care vânează interesul pretutindeni și tot de aici dezinteresul lor al ideologilor pentru valori altele decât cele subordonate politicii. Și reacția lor negativă frontală față de ierarhii, ura lor abstractă față de problematica însăși a valorizării, devalorizarea valorizării, a gestului valorizator, ironizarea, bagatelizarea lui, pe ideea că ce e valoare? Cine decide ce e valoare? Sigur că e complicat, sigur că avem o foarte mare discuție aici. Există puncte de vedere, există poziții, există comunități interpretative, există, scuze pentru cuvântul, autorități în materie și așa mai departe. Dar, evident, ideea de autoritate deja este extrem de dubioasă. Există regimuri de relevanță. Riscul major, după părerea mea, al acestei abordări este, de fapt, și în ultimă instanță, degenerarea democrației înseși, clamată de altfel. Degenerarea democrației prin ideologie, în măsura în care ideologia presupune întotdeauna puterea. Ne mai vorbim de decăderea, până la urmă, în ordine intelectuală a acestui tip de detectivism politico-ideologic. Aici aș, poate că mai mi se îngăduie încă 5 minute. A
am avut o discuție cu, evident nu atât de lungă și plicticoasă, mai scurtă, așa, mai violentă, cu un, nu mi-a fost student, dar, mă rog, ne cunoșteam, care, contrazicându-ne noi, mi-a spus, pe dumneavoastră, care ați publicat pe Bourdieu, pe Foucault, pe Derrida, pe toți ăștia, și acum știți împotriva lor, pe cum v-am spus și cum sper că m-ați înțeles, nu sunt... I-am publicat cu multă convingere, i-am și introdus, ca zic așa, mi-am exprimat și rezerve în introducerile mele față ei, dar am un mare respect pentru astfel de gânditori. Încă o dată, ceea ce mă deranjează și mă dezamăgește este nivelul jos și din punct de vedere intelectual și încrâncenarea acestor activiști, până la urmă. În încheiere, vreau să vă povestesc ceva, ce mi s-a povestit și mie, ceva legat de Derrida. Mă rog, cei care mă cunosc știu că l-am cunoscut destul de bine pe Derrida, am avut această șansă să petrec ore multe cu el la Irvine, în California. Dar vă spun ce i s-a întâmplat lui cu 2-3 ani înainte de a muri, în Franța, într-un orășel de provincie. Nu mai știu sau nu știu exact despre ce vorbea el, dar după ce și-a încheiat conferința, s-a ridicat o tânără activistă, evident, care i-a spus ceva, nu citez, decât foarte aproximativ, pentru că sunt la a treia mână, probabil, care a spus așa, domnule Derrida, dumneavoastră ați scris foarte multe cărți, ați fost un lider de opinie, le-am citit și eu, dar aceste cărți ajung pe niște rafturi prăfuite și de ele însele se va alege praful. Reproșul subînțeles era că Derrida a scris cărți și nu a activat destul cât ar fi trebuit să activeze. Nu s-a angajat destul. Evident, sala, căci era într-o sală conferința, evident, sala a păstrat un lung moment de tăcere. Derrida, el însuși, probabil a avut nevoie de să se reculeagă. După care i-a spus tinerei opozante sau admiratoare, mă rog, cam ce a făcut el ca activist politic, printre altele și drumul în Ceoslovacia comunistă și altele și altele. Și a încheiat cu aceste cuvinte, pe astea le citesc în mod exact. Vive les étagères, mademoiselle. Și asta vă spun și eu. Vive les étagères.
Sper că v-ați convins că atunci când pomeneam de dicțiunea ideilor, știam de ce fac acest lucru, pentru că felul în care ați punctat și le-ați dat veșmânt unor chestiuni foarte dificile și grave. Nu, dacă le-aș fi scris, aș fi scris mai bine. Sunt simple note. Domnule academician, mă lăsați și pe mine să fac și eu, să-mi fac datoria de ce scrie acolo moderator. Vreau să vă spun, înainte de a-i ruga pe colegii noștri care sunt prezenți să vă adreseze întrebări, pentru că acesta e formatul întâlnirilor noastre, să vă spun la ce m-a dus pe mine cu gândul atunci când ați propus această conferință. În primul rând m-a dus cu gândul la o carte a dumneavoastră din anii 80 care se numește Singura critică și în care eu am descoperit elemente de artă poetică. Acolo cred că foarte bine v-ați conturat poziția nu doar de critic, ci și de om care trăiește în cultură și prin cultură. Și acolo spuneați, nu mai știu dacă printre rânduri sau explicit, dar mie mi-a rămas această idee că întotdeauna critica înseamnă înțelegere. Dacă noi nu înțelegem și... Ați spus-o. E primul lucru la care m-am gândit. Al doilea lucru, m-am gândit la o sintagmă faimoasă a unui mare critic literar american, unul dintre cei mai mari, Lionel Trilling, și care el a lansat într-un context, cred că la fel de zdruncinat după război, cum e cel de azi, o sintagmă de bloody crossroads, despre răscrucile însângerate, și anume cele în care, spunea el, se întâlnesc literatura sau cultura cu politicul. Întotdeauna ies scântei, se întâmplă ceva nasol, ca să mă exprim academic. Da, bloody crossroads, răscruci însângerate, iese cu sânge. Și cred că asta ne-ați avertizat și acum, pentru că ați ridicat foarte multe chestiuni. Una dintre ele e tulburătoare, pentru că, de fapt, dumneavoastră ați pus pe masă aici chestiunea corectitudinii politice, acestei culturi woke, cu toate nuanțele pe care putem să le discutăm. Eu cred, de pildă, că inițial corectitudinea politică a fost ceva pozitiv, a avut toate argumentele și a degenerat în ceea ce vedem noi, într-un fel de extremism cultural, în eliminarea celuilalt, în bătălii sterile până la urmă, pentru că, de fapt, ele se desfășoară în grupuri din ce în ce mai mici și mai neînsemnat. Și a doua problemă, și aici chiar aș vrea să vă adresez o întrebare, pentru că e o întrebare complicată. Ce facem cu trecutul, de fapt? Că ați dedicat o parte a conferinței noastre ideii de trecut. Îmi sună așa, îmi zumze în urechi o sintagmă de pe vremuri, preluarea critică a trecutului. Deci rezultă de aici că există și o preluare necritică a trecutului. Cum ne raportăm noi la trecut și ce facem cu el? Sigur că tendința actuală este să-l aruncăm peste bord, nu mai contează, totul se petrece acum, în clipa asta, și peste două secunde nu va mai avea niciun fel de valoare, pentru că suntem în civilizația TikTok, sau parcă așa se numește. În anii 90 era deja civilizația clipului, care ne-a dus situația în care capacitatea de a ne concentra s-a strâns atât de mult încât nu mai putem rezista 5 minute. Uitați-vă la studenții noștri care după 10-15 minute ies din sală, pentru că nu mai rezistă la presiunea extraordinară a ideilor. Vă spun cu toată ironia. Ei sunt studenții eminenți și colegii noștri minunați.
dar vorbeam ca fenomen. Deci ce facem cu trecutul? Că aici e o problemă. Vă întreb acum. Adică să fac o altă conferință. Nu știu. Cum ne raportăm, de fapt, la trecut? Noi am mai vorbit despre asta chiar astăzi și îl citam pe un prieten al meu, care e un extraordinar intelectual american, care s-a reproșat că e conservator, adică e legat de valori trecute care nu mai au trecere în momentul de față, și el a zis: nu, nu sunt conservator, dar îmi place să conservez. Și cred că asta e, de fapt, o atitudine normală. Da, bine, nu suntem obligați să conservăm totul, fiindcă nici nu putem. Suntem limitați. Oricât am vrea să conservăm, memoria însăși are limitele ei, dar important este să nu disprețuim ideea de a conserva, să nu disprețuim locurile de memorie sau locurile memoriei și momentele de... Despre asta e pot, momentele de reculegere, de pildă. Și așa mai departe, sunt multe gesturi pe care n-ar trebui să le uităm pentru a ne păstra, să zic așa, umanitatea. Dar am pronunțat un cuvânt care, la rândul lui, a devenit discutabil. Vorbim despre umanitate, despre om, despre condiția umană, nu? Când lângă noi, poate, dar în orice caz departe de noi, dar chiar lângă noi, eu am studenți, fost studenți, care sunt adepți ai postumanismului, care au și scris cărți despre asta. Asta e o altă, e cu totul altceva. Că nu, e o perspectivă pe care de care nu putem să ne ținem seama. Dar evident că lucrurile se schimbă în mod radical. Și cuvântul radical sună aproape eufemistic în acest moment. Dacă vorbim de postumanism sau de postuman ca atare. Există, tocmai am primit o carte de la un, tot așa, de un post student, eminent profesor în America, merge, o carte, nu știu dacă ați auzit despre ea, o să auziți în mod sigur, care se cheamă Flat Aesthetics. E cartea semnată de Cristian Moraru și care, în continuarea unei tendințe de cel puțin 20 de ani deja afirmată în gândirea americană, și care se cheamă Object-Oriented Ontology, vorbește despre eminența lucrurilor. Când spun lucru, înțeleg acest dosar, acest pix, acest microfon. Deci nu ca obiect de studiu, ci obiect, pur și simplu. Și ideea de bază, împărtășită de alți colegi de-ai lui, este următoarea. Că noi am ignorat până acum această capacitate a lucrurilor de a ne influența, de a ne gândi. Deci nu noi gândim lucrurile, ci lucrurile ne gândesc pe noi. Vă uitați cu perplexitate, da? Sunt autori care desfășoară această idee pe sute de pagini. Deci lucrurile gândesc, lucrurile au o afectivitate, nu noi le atribuim această sensibilitate.
ci ele însele au, noi am ignorat această, cum să zic eu, vietate a lucrurilor. Foarte frumos, da? Așa, da, poetic vorbind. Și nu este încă o precizare, pentru că mult timp am crezut că e vorba doar de acele lucruri care apar în literatură. Și atunci această, cum să zic eu, prezența lucrurilor ar fi fost un rezultat al imaginației scriitorului. Nu! Deci nu se leagă de literatură sau de artă. Nu e vorba de forța scriitorului care proiectează în fața noastră un lucru și ne face să te raportăm la el ca la o ființă. Nu! Lucrul însuși, acest pahar, are un suflet, spus, un feeling, are un mod de a exista care ne și face, folosește acest cuvânt. Lucrurile ne fac. Și nu se referă la, evident, la achiziția materială a lucrurilor. Adică nu despre asta, nu. Cum s-ar zice că, mă rog, o bogăție ne face. Nu în sensul ăsta. În sens de acumulare materială sau... Nu. Ce ne determină identitatea. Exact. Da. Domnule profesor, cum ziceam, poetic, așa e foarte frumos. Venind de la domnul Cristian Moraru, că începusem să mă neliniștesc ce nu știm noi. M-am liniștit, nu, chiar nu ne interesează ce debitează domnul cu pricina, pentru că știm de ce, dar nu facem acum polemici cu ce absenți, mi-ar fi plăcut să fie aici, adică nu mi-ar fi plăcut să fie aici, pentru că nu cred că e compatibil cu noi, dar circulă foarte multe idei, dar m-am liniștit brusc după ce mă neliniștise. Domnul profesor Vasile Popovici vrea să întrebe ceva. Imediat, bine. Mulțumesc, domnule profesor, pentru conferință pe care am ascultat-o cu emoție de-a dreptul. Aș avea doar o mică, foarte mică observație. Pericolul vine nu numai de la extrema stângă. Pericolul vine și de la extrema dreaptă. A spus domnul profesor asta. A spus chestiunea asta și trebuie să o tot spunem. Trăim cumva un moment, mi se pare, de anii 20-30 din Europa, de conflict civil european. Și numai european, de acum și în Statele Unite, mai ales când Capitoliul este luat cu asalt, de pildă. Și când campurile universitare sunt luate cu asalt. Și când centrul se prăbușește, vocile, aș îndrăzni să spun, ale noastre, domnule profesor, ale celor care sunt de credință, să zic, în sens larg, liberală, democrată, nu de partid, evident, de atașament la valorile liberale, critice, intelectuale. Alea care nu admit reguli să le pui, ci vor să judece ei cu mintea lor fiecare lucru și să-l analizeze fenomenologic, critic, până în străfundurile lui. Și atunci vin și spun, cum ne-am putea noi, ce e atât de cenușii, este foarte greu să te faci entuziasmant când aperi lucruri normale. Ești plicticos, ești cenușiu. Te bați... Cer scuze. Nu de dumneavoastră era vorba. Te bați pentru lucrurile normale. Și atunci vin și pun întrebarea, cum ne putem face auziți și cum putem
cuceri entuziasmul tinerilor care sunt radicali prin tinerețea lor, pentru a-i readuce la rațiunea asta a centrului. Nu cred că e atât de complicat. Și sigur, ai vorbit de entuziasm. Eu cred că entuziasmul, dacă vorbim de un entuziasm intelectual, poate fi obținut și altfel decât prin radicalitate. Poți să entuziasmezi pe cineva prin justeța afirmațiilor, prin delicatețea lor, prin sensibilitatea lor, prin nuanțele pe care le conține. Nu cred că ar fi imposibil. Dacă vorbim, evident, sigur că trebuie să ai un auditoriu, se presupune că inteligent și atent. Or, ceea ce se întâmplă cu o minte de acest tip, activist și extremist, este lipsa de atenție. Nu are atenție decât pentru niște lucruri foarte clar, delimitate de lozincile explicite sau implicite pe care le poartă, de niște etichete, de niște ținte. Dar dacă ai de-a face cu un public capabil de atenție, e în regulă, adică nu mi se pare imposibil. Iertați-mă că intervin. Credeți, sau poate n-am înțeles eu bine, că lucrurile se vor rezolva cumva de la sine? Eu cred că mergem spre o confruntare tot mai violentă. Nu cred că se rezolvă de la sine, dar cred că având conștiința acestui fapt și anume a dificultății rezolvării lor, putem fiecare dintre noi să împiedicăm dezastru. Atât cât putem fiecare, evident, cu abilitățile noastre. Dar asta ar însemna că există bună credință din partea celor care inițial ne... Eu am senzația din potrivă că pe măsură ce încerci să fii rațional, ești calificat mai extremist decât... Asta e riscul. Păi și ce facem, totuși? Sunteți de la Academie, dați-ne soluții. Da, vă rog, o întrebare. Da, imediat, o să primiți și microfon. Da, ne urmăresc oameni pe internet și pentru ei e important să vă audă. S-a pronunțat și cuvântul liberalism de către domnul profesor mai înainte, reprezentând acesta o componentă a culturii europene cel puțin. Ce dimensiuni ideologice vedeți astăzi în liberalism, dacă îl înțelegem prin prisma laissez-faire-ului din economie, prin prisma laissez-faire-ului și mai mult decât laissez-faire din morală și viață sexuală și așa mai departe? Da, asta sunt de secolul XIX cu laissez-faire. Între timp, liberalismul a suferit nenumărate metamorfoze. Da, tocmai asta era întrebarea. Da. Păi, o să încep chiar cu faptul că liberalismul în secolul XXI nu mai este acela. Se schimbă și el, cum se schimbă toate.
ca să zic așa, câtă vreme ce ați spus dumneavoastră poate fi calificat drept extremism, liberalismul își retrage aripa lui, ca să zic așa. Deci extremismul este incompatibil cu liberalismul și invers. Deci limita liberalismului este extremismul. Asta e tot ce pot să vă spun. Acum o să urmeze, desigur, întrebarea cum limităm în mod practic de fiecare dată, de la un caz la altul. O discuție, evident, greu de purtat în limitele noastre de acum și de aici. Mulțumesc, doamna Vultur. Vreau să mai spuneți ceva? Nu, doamna Smaranda Vultur. Bună ziua, domnul profesor. Vă spun așa pentru că pentru mine sunteți în primul rând profesorul meu și mă bucur că ați spus aici punctul pe I, ca să zic așa, cu o problemă cu care ne confruntăm într-adevăr într-o cultură a cotidianului, într-o cultură a vieții. Cred că e foarte important că ați lăgit sfera în acest fel și că în această perspectivă, într-adevăr, discuția care a avut loc, adică conferința și întrebările, vizează inevitabil viața noastră de acum. Și vroiam să vă întreb dacă, așa am dedus eu din ce ați spus, dacă asistăm la o nouă modernitate, pentru că radicalitatea acestui gest de separare de trecut, care vine în mod foarte interesant, foarte apropiat peste ideea de multiculturalism, de lucrurile astea care acum sunt negate. Noi de vreo 20 și ceva de ani încercăm să explicăm studenților ce e diferența culturală, ce e respectul pentru cultura celuilalt, ce e refuzul de a aborda o poziție din asta de superioritate față de alte culturi și așa mai departe. Ne trezim că parcă n-am predat nimic, adică parcă am vorbit în gol. Nu vorbesc de neapărat cercul apropiat de studenți, dar vorbesc de termometrul acesta al mediilor, al audiovizualului, dincolo de literatură, de cultură, deși, din păcate, mediile și internetul fac parte din cultura noastră, adică și acolo e spațiul bătăliilor ideologice. Eu sunt de puțin timp pe Facebook și sunt chiar uimită de ce se întâmplă acolo. N-aș fi știut că există acest fel de poziționare. Generația mea, deci cei care am fost studenți în anii 70, am prins perioada aceea de liberalizare și imediat la sfârșitul facultății în 73, chiar perioada de reideologizare, deci s-au reintrodus materii ideologice și s-au exclus acelea teoretice de care ne bucuram cu toții. Avem cred că avem două reflexe. În primul rând că noi ne-am refugiat în Barth, în Telchelism, în tot ce se publica atunci și le citeam la zi, adică pe măsură ce se traduceau și chiar înainte în franceză, ne-am refugiat ca un fel de reacție anti-ideologică. Adică ne-am refugiat în asta. Mărturisesc că foarte târziu am aflat că ce teoretiza Philippe Solers și mama care a murit acum două zile și alții din grupul Telchelism, pe care noi îi citeam numai din punct de vedere al teoriei literare, al ideilor acestea. Și îmi reproșez astăzi această orbire de atunci, dar totuși a fost un colan de salvare pentru că ieșeam din explicațiile viața autorului și inclusiv structuralismul. Puneam paranteza autorul, deci eram apărat să studiem mecanismul prin care viața influențează opera și așa, care era discursul dominant atunci. Deci, și noi am rămas cu această
cu această frică de ideologie, cu acest, generația noastră, știu colegi, așa, na, timpul nostru a trecut, să-și facă lumea lor cum vor, dacă o vor așa, să fie așa. Și am reacție din acestea, deși am fost în diverse asociații civice, nu știu ce, mă deranjează când lucrurile iau turnura asta militantistă. Pentru orice, când suntem, acționăm, ne revoltăm, ne... deci am un reflex de retragere, pentru că mi se pare că aplicăm o gestualitate care pentru noi cultural este încărcată de ce se întâmpla în comunism. Și tocmai acest lucru e foarte ciudat. Și apoi ceea ce ați spus, aceste două lungimi de undă ale societăților noastre, chiar și aici, aseară a fost o conferință a unei doamne de la Paris 8, care se ocupă de, a studiat capitalele, Otisie se numește, Anne-Marie Otisie, pentru studenții de la științe politice. Studenții de la științe politice strălucesc prin absența de la orice alte conferințe, care, deși sunt conferințe ca și astăzi, nu? Normal era să fie aici și să participe la discuție. Am avut și alți invitați care ar fi fost foarte interesanți. Pentru că acolo știm și noi, e o direcție dominantă care e pro, cum să zic, pro de marxistă, așa, post-marxistă, ca să zic așa, cu toate așa. Și pentru că lumea e foarte ocupată, capitala culturală înseamnă că avem cam 3 evenimente pe zi, așa sunt, trebuie să alegem. Și acest lucru, eu nu cred că non-comunicarea, deci nu cred că e bine să spunem, nu, cu ăștia nu discutăm, că oricum sunt luați de val, sunt nebuni, sunt... Adică cred că trebuie să găsim locurile în care să articulăm un discurs de dialog, dacă se poate, dar că ăsta nu va fi, cum spuneți, pe cont propriu, adică degeaba fac eu sau Mircea sau ceilalți colegi, facem, acționăm sau vorbim în sensul ăsta, dacă nu există instituțiile care să se poziționeze clar în această privință, în general cam toate bâșbâie și ce e mai grav, că acest val de haos, de, cum să zic, această senzație care e creată după mine, are și scopul de a crea acest haos, această situație poate genera lucruri foarte urâte și rele dacă nu sunt stopate aceste lucruri prin atitudini foarte clare. Au fost dezbateri legate de biserică, sunt legate de partidele politice. Deci nu putem evita existența noastră într-o viață instituțională și nu putem, nu, cred că suntem departe de posibilitatea de a, cum să zic, vorbi de unii singuri. Deci cum rezolvăm această tensiune între a fi, cum ați spus, cot la cot și a fi de unul singur sau a fi în același timp să ne apărăm independența noastră și ceea ce suntem noi, pentru că avem o vârstă când nu mai suntem dispuși chiar așa să ne regimentăm în orice și nevoia totuși de a interveni în societate, de a ne spune cuvântul, de a fi vizibil, ce întreba și colegul meu, de a ne face auziți, de a ne face într-un fel eficace cu acest tip de discurs, la modul la care putem totuși să... A fost aici un francez care a scris o carte, mai multe cărți despre dictatură, și el a spus că noțiunile istorice s-au golit de sens. Că, de fapt, oamenii aceștia spun fascism, comunism, nu știu ce, fără să fie, aibă vreo idee despre ce au fost aceste locuri. Ai avansat această teorie. Da, că totul vine din lipsa de cunoaștere. Și cred că dacă ar fi întrebați unii, într-adevăr, cred că abar n-aveau ce era pe vremea lui Shakespeare, sau cred că e inutil să punem problema asta. Am înțeles, doamna Vultur. Aici sunt mai multe întrebări implicate. Sigur că nici Shakespeare, nici alți, să zicem, Shakespeare era scriitor și, mă rog,
mesajul unui scriitor e mai greu de decelat decât mesajul unui gânditor. Nu? E vorba de diferența între tranzitivitate, nu, și în ghilimele opacitatea literaturii, nu? Sau dificultatea de a o reduce la mesaj sau la un mesaj. Dar sigur că dacă reușesc să mobilizez energia unei instituții, ai o șansă în plus. În epoca noastră, cu atât mai mult, când vocile singulare nu mai au cum să fie auzite. Aici, asta e problema. Eu când am spus că, mă rog, trebuie fiecare să folosească un loc comun îngrozitor, dar asta e, să-și facă datoria, inevitabil, dar înțeleg prin asta și implicarea într-o instituție sau într-o inițiativă. Nu mi se pare incompatibilă. Dar important este ca, dacă e vorba de o acțiune instituțională, fiecare participant la respectiva instituție să-și asume ca individ mesajul sau, mă rog, mesajul respectivei instituții. Pe mine această angajare personală mă interesează. Cu precădere, ca zic așa. Nu înseamnă că disprețuiesc sau sunt sceptic în privința unei reușite instituționale. Nu. Mulțumesc mult. Poate cineva din generația tânără și vizată într-un fel de multe din aceste lucruri care s-au discutat aici, poate pune o întrebare. Raul Săran, te văd acolo. Mai ales că ești un specialist în Mircea Martin. Așa. Ok. Mulțumesc foarte mult pentru conferință, domnule profesor, și voiam să vă întreb cum vă poziționați în legătură cu conceptele de subcultură, respectiv contracultură, care s-au tot discutat în ultimii ani, și respectiv cu distinția între ceea ce în spațiu anglo-american se numește highbrow culture, respectiv lowbrow culture, adică cultura înaltă, respectiv cultura de masă. Credeți că la un moment dat contracultura sau subcultura poate să fie înțeleasă drept cultură înaltă? Poate acest lowbrow culture să devină la un moment dat, poate peste ani, considerată highbrow culture? Mulțumesc! Never. Never. Okay. Deci asta se cam întâmplă. De asta și întrebam. Nu cred. Nu, în sensul că nici nu dorește asta. Adică în mod sigur, cultura de acest tip, mi-e greu să spun, adică nu trebuie să ne jucăm cu cuvintele, că cultura de acest tip, iarăși, spun, va deveni dominantă, dacă nu, deja este. Dar niciodată ca high culture, ca cultură înaltă. Aici nici nu, cum spuneam, e o contradicție în termeni. Nu va fi, dar riscul, din punctul meu de vedere, este ca această cultură înaltă să
dispară. Încet, încet. Sub ochii generațiilor. Din ce în ce mai puțin uimite, ca să zic așa. Din ce în ce mai acceptante. Da. Cam acesta este, acesta e trendul și de asta am spus că încercarea noastră trebuie să fie aceea de a întârzia pe cât posibil împlinirea acestei direcții. Adică se pune frână. Da, 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 dacă... Mai mult nu cred că putem face. Da, da, vă rog. Da, vă rog să întrebați. Da, da. Iertați-mă, știu că a devenit un obicei pentru mine. Iertați-mă. Ați făcut o distinție între ideologie și ideologism. Din perspectiva dumneavoastră, care este părerea? Moare ideologia sau să propunem o moarte a ideologiilor? Sau este și o implicație viabilă? Pentru că știm, nu știm, ne dăm seama și nu, sau nu ne dăm seama. Toți facem ideologie. No. Mersi. Mulțumesc. Eu nu vor, n-am înțeles foarte bine. Eram mai mult vorbit de, nu, de dispariția ideologiilor, ci riscul este invers. Riscul este mai degrabă să dispară cultura în sensul de cultură înaltă. Ideologiile, cum am zis, sunt mult mai accesibile în primul rând. Am uitat să spun asta. Sunt accesibile. Pentru că sunt mai simple. Și se pot, fiind accesibile, se pot, cum zic, au aderență. Ca să zic așa. Mobilizează. Pe când cultura, mai ales cultura înaltă, este dificilă. Greu accesibilă. E nevoie de multe etajere. Citite, adică, nu ca obiect de mobilă, ci trebuie să ți le apropii, să reflectezi citind. Mulțumesc mult. Bebe Tucan, ai ceva de întrebat? Că sunteți din familia... Nu. Mă gândeam că sunteți în familie, comparatiști. Vreau să mulțumesc domnului profesor pentru... Nu știu dacă reușesc să vorbesc. Da. Pentru conferința. Cred că, deși nu sunt foarte familiar cu zona asta de... excese de natură ideologică, nu sunt foarte atent nici în zona rețelelor de socializare și așa mai departe. Am înțeles poziționarea dumneavoastră, care e o poziționare cumva în zona centrului. A subliniat-o și domnul profesor Popovici. Credeți însă că tipul ăsta de retorică a lamentației, care e foarte vizibilă în zona centrului, cumva ne simțim amenințați și de o parte și de alta. Credeți că această retorică care cumva dă glas unui soi de dezamăgire și care la un moment dat se manifestă în semnele lamentației, nu cumva lărgește prăpastia între cei din zona centrală și cei din zona extremelor? Acum, părerea mea despre ceea ce am spus eu este că n-a fost o lamentație. Poate fi citită și ca o lamentație implicită, e adevărat. Dar eu cred că am fost relativ ofensiv. Nu lamentabil, ca să zic așa.
Asta ar fi o observație. A doua observație ar fi că atunci când vorbim de centru, e un termen complicat, care se cere mereu definit și redefinit. Dar în niciun caz eu nu-l înțeleg ca pe o cale de mijloc, cum este de regulă înțeles. Eu nu-l înțeleg așa. Niciodată. Iată, cum devin radical. Niciodată zic, adevărul, puneți 10.000 de ghilimele, nu este la mijloc. Adevărul e întotdeauna de o parte sau de alta, dar nu la modul radical, adică diferența între adevăr și neadevăr nu este aceea între alb și negru. Sunt grade, sunt nuanțe. Dacă aici este mijlocul, adevărul nu e aici. Adevărul este aici sau aici. Dar întotdeauna într-o parte. Deci... Da. Da, mă rog, asta era ideea de bază. Putem discuta mult pe tema asta, dar am vrut să îmi precizez poziția. Mulțumesc mult. Întrebări? Vă rog, profitați că uitați ce greu l-am adus pe domnul academician și ne-a promis că, de fapt, ne-ați promis că mai veniți. Cu mare plăcere. Mai aveți întrebări? Elinca. Numai o secundă să vină microfonul. Domnule profesor, ați vorbit, mi s-a părut, de două pericole. Pe de-o parte, ideologia, să zicem asta, a grupurilor, sau la un moment dat, în cadrul discuțiilor, s-a ajuns la ideologiile care circulă în mediile sociale, care, să zicem, că impregnează exact ce a spus Vulgata. Dar cred că mult v-ați referit în cele ce ați spus, apropo de tipul de analiză, să-i punem și ghilimele, a culturii și în special a literaturii, tocmai de-aia îmi pare rău că ați trecut peste partea cea mai interesantă, aceste excese ideologice, pentru mine cel puțin, aceste excese ideologice în domeniul literaturii, și m-ar interesa să schițați câteva puncte, dacă puteți. Și în al doilea rând, ați vorbit la un moment dat de faptul că nu se mai acordă atenție trecutului și că totul este un prezentism. Sunt foarte de acord. Da, chiar se vorbește mult în studiile de astăzi despre un prezentism care ajunge să prezentifice chiar și trecutul și viitorul cu atât mai mult. Toate aceste manifestări, știu eu, science fiction din secolul al XIX-lea, chiar și în cultura pop. Deci, există totuși un interes pentru trecut, ba chiar dacă ne uităm la care sunt tezele de doctorat care se propun, foarte multe sunt legate de trecut, e adevărat, prin perspectiva aceasta a corectitudinii politice aplicate trecutului. Deci, cred că totuși trecutul rămâne de interes, dar așa cum mi se pare că așa cum a zis, distrus prin acest prezentism ideologizat. Păi, într-un fel, ați dat, a fost o întrebare care și-a conținut răspunsul. Nu, asta am zis că la un moment dat ați spus că nu există sau că nu se mai apleacă noile cercetări asupra trecutului. Dar sau poate am înțeles. Dar sunt prezentificate. Dar legat de această ideologizare în studiile umaniste, în literatură, asta sper că considerat ca întrebare. Da. Sigur că
Interesul pentru trecut nu dispare așa dintr-o dată și, mă rog, putem vorbi și de narațiunile istorice, de pildă, care sunt foarte, au redevenit foarte la modă astăzi. Deci nu cu aceste lucruri, ca zic așa, mă războiam eu, ci cu interpretarea deformatoare a trecutului. Despre asta este vorba. Iar dacă vorbim despre inadecvarea lecturii ideologizante sau politizante a literaturii, aici lucrurile sunt mai clare. Eu de asta le-am sărit, pentru că, mă rog, crezând că sunteți în majoritate literați, vă spuneam lucruri, ca zic așa, care se știu. Dar orice operă literară, dacă este operă literară, nu poate fi citită tranzitiv sau exclusiv tranzitiv. Nici măcar poezia care se cheamă în ultimele două, trei decenii, poezie tranzitivă, nu? Și se scrie cu multă pasiune poezie tranzitivă, nici măcar această poezie, dacă e reușită ca poezie, nu poate fi redusă la această lectură tranzitivă. Întotdeauna are ceva în plus, care modifică mesajul imediat și direct. Nu mai vorbesc de momentul în care intervine metafora. Metafora e întotdeauna, e o limbă, nu, metafora este, metafora vorbește două limbi, de fapt. Nu? Deci, păi da, deci împotriva lor sunt, împotriva modului de a citi în acest fel literatura. Și cum spuneam, nu cred că se poate citi tranzitiv nici măcar poezia tranzitivă, pe care spune pur și simplu, cum se zice, lucruri pe nume. Dacă le spune într-o poezie, nu e chiar un mod de a spune lucruri pe nume. Le spune pe nume și încă ceva. Restul acela face diferența între discurs și poezie. Mulțumesc mult. Dacă nu mai sunt întrebări, îmi pare că n-am acel ciocănel o dată de două, de trei ori. Vreau să-i mulțumesc mult domnului profesor Mircea Martin pentru această lecție model pe care ne-a ținut-o și care a stârnit ecouri, care cu siguranță nu se vor stinge când vom ieși din această sală. Pentru că sunt toate chestiuni care ne privesc. Uneori refuzăm poate să le vedem. Trăim așa într-un estetism extremist, cum bine ați spus de altfel, și a fost surprinzătoare această calificare a estetismului ca o formă de extremism. Așa este. Ce pot să sper? Că ne vom reîntâlni cât de curând. Noi vă citim în continuare, mă bucur că mai ales în ultima perioadă v-ați reactivat și sunteți mai prezent în presă și prin urmare mai accesibil și nouă, nu doar prin studiile foarte serioase și temeinice pe care le-ați publicat în țară și în străinătate. Vă mulțumesc că ați venit la Timișoara, de unde cred că n-ați plecat niciodată, de fapt. Știu că sunteți un timișorean de sușă veche, ca să zic așa, bănețan, dar... Să zicem, rezerva mea nu vine, nu este față de Banat, ci vine din altceva, din apartenența mea la Banatul de Munte. Banatul Muntean, noi suntem aici la Șes. Asta este. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră.
Ne reîntâlnim peste o săptămână cu o nouă întâlnire cu Andrei Oișteanu, peste exact o săptămână.